Corvinul Hunedoara a bifat o nouă victorie pe teren propriu. Corbii albaștri s-au impus cu 3-1 în partida cu FK Miercurea Ciuc și rămân astfel pe poziția a doua în clasamentul regular al Ligii a doua. Aproximativ 1000 de suporteri au înfruntat ploaia rece și deasă de la ultima întâlnire acasă cu favoriții lor, dar lupta de pe teren a elevilor lui Florin Maxim i-a aprins pe fani după nici 5 minute. Oaspeții au fost periculoși doar o singură dată, când Runai a fost blocat la timp de lefter, iar pe contraatac balonul a ajuns la Coman, care l-a angajat excelent pe Pârvulescu, acesta șutând fără șansă pentru portarul oaspeților. În prima repriză, Corbii au irosit alte 3 șanse de a majora scorul. În ultimele minute ale partidei, pe o ploaie și mai deasă, s-au marcat 3 goluri, primul aparținând Corvinului, prin Pop, în minutul 80, după care ciucanii au redus din handicap prin Bloj, în 82, iar scorul final a fost stabilit în prelungiri de către hunedoreanul Lică. Teama antrenorului Florin Maxim nu a fost pentru rezultatul meciului, ci pentru eventualele accidentări care ar fi dus la indisponibilitatea unor jucători înaintea finalei Cupei României din 15 mai de la Sibiu. A început bine, vine jocul, mi-era puțin teamă și pe terenul ăsta umed, noi ne-am descurcat foarte bine pe ploaie până acum, dar acum parcă mi-a fost teamă așa pentru accidentări, deși nu știu că nu era cazul, dar îți pui tot felul de întrebări. Am vrut să-l terminăm sănătoși meciul ăsta, ăsta a fost obiectivul. Am vrut și să las jucătorii care au început cel puțin 60 de minute. Ne-a ieșit. Suntem fericiți și vreau să le mulțumesc suporterilor care au venit astăzi pe vremea asta ploioasă. Le-am adus o bucurie ultimul meci acasă. Da, am avut o singură înfrângere, dar zic eu că astăzi s-a văzut echipa favorită pe teren. Eu zic că am dominat tot meciul, ne-am făcut jocul nostru, ce am pregătit toată săptămâna și ne bucurăm că astăzi ne-am câștigat. Chiar vorbeam și în vestiar că cele mai bune rezultate le-am avut acasă. Pe asta, poate și cu ajutorul suporterilor care ne împing de la spate, suntem 12 cu ei pe teren. Ultima partidă din acest sezon al Ligii a doua este programată sâmbătă de la ora 12 pe terenul celor de la CS Mioveni. Apoi, întreaga suflare alb-albastră își va concentra energiile și atenția asupra finalei Cupei României din 15 mai de la Sibiu.